Eroi căzuți în conflictul armat din Transnistria anul 1992 au fost comemorați sâmbătă 2 martie. La Ocnița s-a organizat un eveniment solemn, prilejuit marcării celor 27 de ani de la începutul acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Veteranii războiului de pe Nistru au mers în coloană la Inspectoratul de Poliție pentru a depune flori la placa comemorativă instalată în fața sediului în memoria celor căzuți la datorie. Gestul veteranilor conflictului armat de pe Nistru a fost urmat de polițiști, militari, conducerea raionului, consilieri raionali, reprezentanți ai direcției învățământ, elevi și societate civilă. Cea mai mare recunoștință pentru eroii căzuți în conflictul armat de pe Nistru este să fie păstrată memoria pentru jertva lor. Țara nu are prezent și nu are viitor dacă nu își cinstește eroii, susține președintele Asociației de Veterani ai Conflictului Armat din Transnistria, Igor Lukașciuc. 2 martie este o zi însemnată pentru veteranii de război, de ce că în ziua aceasta noi comemorăm toți aceia care au căzut la războiul de pe Nistru, anul 1992. Totodată îi comemorăm colaboratorii de poliție care în timp de pace au căzut de mâinile criminalilor. Și comemorăm toți acei voluntari, polițiști, care nu au ajuns până la zilele de azi și au murit de boli sau din cauza sănătății. La ședința solemnă au fost rostite discursuri ale autorităților prezente și au exprimat recunoștința și mulțumirea pentru curajul, devotamentul și patriotismul de care a dat dovadă fiecare participant la război. Mihai Palamarciuc își amintește că a fost comandantul primului grup din Ocnița care a plecat pe câmpul de luptă. Am avut norocul să fiu comandant la prima grupă când am fost voluntari de la Comisariatul de Poliție Ocnița la război de Nistru. Practic, eram dezarmați din toată echipa de 25 de colaboratori, inclusiv și 2 șoferi la autocar. Am venit cu 9 pistole automat și fiecare pistolul din dotare care îl avea ofițerii care aveau dreptul la porta armă. Apoi la Golercani am primit cât era posibil atunci fiecare, am primit muniții și automate, Kalashnikov. Și noaptea am trecut de la Malavata Veche, parom am trecut partea, am trecut Nistru la Malavata Veche și la Cucia. Noi acolo i-am schimbat pe trupele de poliție cu destinație specială, care au fost urgent deplasați în nucleul conflictului la Tighina. Și noi, practic, am preluat de la dânsii pozițiile. Pozițiile erau slabe, niște grupițe mici, unde puteai să scui numai capul. Am fost nevoiți să facem șanță la nivel cu umerii. Totuși avem grijă ca comandant, avem grijă ca să ne apăr cât e posibil colegii mei și să dăm ripostă la atacurile care erau. Era o armată destul de solidă, armata 14 rusească, care era bine dotată cu tancuri, cu mașini blindate, cu aruncătoare de mini, cu toate acestea. Practic, noi primii am îndurat cel mai greu până când ne-am format, până când, da. Practic, mare dotație noi n-am avut de armament, mai mult cu dragoste de patrie.
După o retrospectivă a evenimentelor din anul 1992, mai mulți veterani au fost menționați cu diplome. Totodată, fiecare veteran a primit legitimație de tip nou. Președintele Asociației, Igor Lukașiuk, a vorbit și despre măsurile întreprinse de guvern pentru protecția socială a veteranilor de război, stabilirea de alocații lunare, majorarea pensiilor pentru invalizii de război, dar și restabilirea dreptului la tratamentul sanatorial. Curajul și vitejia de care au dat dovadă cei care au luptat este o lecție de demnitate pentru tânăra generație. În cadrul evenimentului au fost menționați și elevii care au participat la competiții republicane de rând cu veteranii războiului din Transnistria. La acțiunile de luptă în primăvara-vara anului 1992 din raionul Ocnița și-au pierdut viața două persoane. Altele 25 au decedat pe timp de pace. Scenariul acestui eveniment a finalizat cu un concert festiv, după care a urmat o masă de pomenire a eroilor căzuți pe câmpul de luptă.